Cum e vremea carnavalurilor și edilii șef se visează personaje istorice, un telespectator al postului Rom TV ne-a rugat să-l întrebăm pe primarul Laurențiu Leoreanu ce personaj și-ar dori să întruchipeze la un eventual carnaval al romanului. Iată la ce visează edilul nostru șef. Eu din istorie am mai multe personaje pe care le apreciez și pe care, nu, și pe care le admir. Dar numărul unu pentru mine este Ștefan cel Mare. Mi-ar plăcea foarte mult. Mi-ar fi plăcut foarte mult dacă Ștefan cel Mare s-ar fi putut reîncarna în mine, ca să facem un spirit de glumă. Da, este, am studiat foarte mult despre viața, despre activitatea lui. Îmi este foarte drag, chiar discutam acum cu niște moldoveni din Nicolo de Prut și cum spuneau ei cu lacrimi în ochi, avem un tată cu o muntătu ca Ștefan. Dom'le, e un lucru extraordinar, a reușit să țină piept și coardelor tătărești și oștilor otomane și liotelor poloneze. A fost un foarte bun gospodar, a fost un om intransigent. Chiar dacă era mic la stat, mare la sfat și de gravă vărsătoriu de sânge nevinovat, cum zice cronicarul. Primarul mărturisește cu sinceritate că aceasta este obsesia sa legată de o posibilă reîncarnare a măritului și neînfricatului voievod moldovean. Ștefan cel Mare de departe o obsesie pozitivă și a mea față de un om din trecut. Șugubăț, colegii noștri de la montaj au trecut rapid și au îndeplinit dorința edilului șef. Și fie și pentru o clipă, peste veacuri, l-au îmbrăcat în straie voievodale mușatine, ba l-au pricopsit și cu o mustață de să-l iubească ca pe măritul voievod toate muierile moldave. I-au parafrazat până și testamentul măritului voievod. Romanul nu este al meu, nu este al vostru, este al urmașilor noștri, ai urmașilor urmașilor noștri în veacul vecilor.